dimineața și bine ați venit și revenit pe canalul nostru Roxana Stoleru. Este prima zi de Crăciun la noi. Voi când o să vedeți o să fie deja Sfântul Ștefan și urăm la mulți ani tuturor celor care se serbează astăzi și tuturor celor care de Crăciun își serbează numele la fel, Cristin, Cristian, Cristina și așa mai departe. Da, vreau să vă arătăm câteva imagini cum am petrecut noi de Crăciun și în seara de dinainte de Crăciun la nașii Isabelei. Așa că o să vă lăsăm în compania câtorva imagini filmate astăzi și aseară. Noi avem parte de o zi de Crăciun absolut superbă. Afară ninge, deci chiar este un Crăciun alb, alb, alb. La fel o să vă arăt imagini. O să întorc camera și o să vedeți cum ninge la noi. Vă urăm o săptămână frumoasă și încă o dată Crăciun fericit. Sperăm că ați petrecut frumos alături de cei dragi vouă. It's December again. I can't believe it. Whatever happened to the rest of the year? Marcel și acasă. Laura, la acasă. Care sunt nașii Isabelei. E seara dinainte de Crăciun și ia uitați ce frumos a decorat acolo. Stai și numai bine că au venit și alții musafiri. Păi poți să te duci chiar să-i vezi. Hai să ne ducem să-i luăm. Haideți să-i vedeți. Să-i speriem, să le punem camera direct în față. Salut! Aici ei avem, sunt alți fini ai Laurei și lui Marcel. Aici a venit televiziunea. Vin încărcați cu apă minerală. Laura trebuia să orneze sărata băf și să facă pe ea niște brăduți. Și a făcut niște copăcei. Păstrase în frigider trei castravecioare sau patru, înțelegi, de aia în oțet. Și cineva i-a mâncat. Eu aseară, stând pe aici, dar nu știam, înțelegi? Asta mai, aseară, pe aici am uitat la un film și s-a făcut foame și am tăiat și eu două felii de jambon. Mi-a făcut să mișc Și ai făcut cu măsline. Da, ce faci cu asta? Ne arate să o imortalizăm. Stai. E celălalt brăduț. Este, da, este brăduțul, până la urmă a trebuit să fie făcut cu măsline. E foarte, e invers. Eu am zis că este un crab. Un ceva, știi? E un brăduț foarte frumos. Foarte frumos. Marci, da. Aici e o steluță. E doar perspectivă. E steaua din vârful bradului. Da. Ghiciți ce... Exact un lobster, am zis și eu că este. Când... Ia, vino să... Bă, știi ceva? Ia să faceți voi, mă. Nu mă, dar noi facem. Da, Laura, trebuie să ne spui de salata asta cu sfeclă roșie, cu brânză și ce mai are. E foarte bună. Da. Facem să învățăm comunitatea cum să facă. Păi, pune aici la cameră. Păi spune, hai. Păi, le caut pe internet. Ce crezi că eu le-am dat? Este românească mâna, vreau ceva frumos. Nu-i românească deloc, nu mai știu. Nu-i românească. Mai găsești și românești, dar asta nu-i românească. Poftă bună. Astea sunt... Poftă bună. Poftă bună. Poftă bună. Salată pe... Fați cu zonul, rături? Da, mișule. Mă, mișule, da. Crema? Crema asta care ar trebui să fie cam așa și un din ăla de ciocolată. Auzi, Angela, e bun, mă. Las că facem de revenion, poate, sper. Erin, nu-ți aminte. Dar nu, nu știu când o să facem. Și cealaltă, și aia chinezească? Chinezească e cu... tu filmai acum? De ce nu ai zis? De ce? Păi nu știu, că a lăsat-o pe Angela să mă critique aici, da, și m-a demoralizat. Cred că aveam o meclă. Că filmam prăjitura. Poți, da, comentarii. Poți comentariile cu criticele.
Deci... Ce prăjitură grozavă, Laura! Păi întâi s-o mâncați și după aia să ziceți. Sunt gândită că la gust e bună. Hai zine de aia chinezească. Prăjitura chinezească, mie asta mi se pare cea mai bună prăjitură. Este un blat. Arată cu nucă ceva, nu? E ca o negresă cu nucă și deasupra... Nu, este, blatul este numai cu albuș de ouă și cu nucă. Să-mi dai și mie rețeta. Da. Ți-o dau, și... dar trebuie să arate altfel. Critica. Da. Da, trebuie să-i spui cum trebuie să-l bați bine gălbenușul și să-l tărește. Da, probabil că nu l-am bătut așa de mult. De ce nu-i așa? Adică, adică trebuie de să la... fie ca, ca o bezeaie gălbenușul. Am înțeles, mai, cum se cheamă, mai umflat așa un pic. Da, aerat. Da, 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 mai... Nu că este gălbenuș. Gălbenușul pui deasupra. Albușul. Da, ne trebuie să cu albuș, că avem și ca... E, altă viață. Nu crezi că se mănâncă? Dacă nu o mâncați voi, o mănâncă Marcel. Marcel o termină imediat. Ai, îi place de Marcel. Păi de-aia s-a grăbit să taie. Dar ce avea să... Eu uite cum Marcel mâncând este în camă, nu contează. Ce faci mă la aici? Vrea să-ți arate cum se taie. Dă-și tu farfurie, dar nu ale albastre. Da. Și mai aveți aici sacoșa verde pentru voi toți. Da, și aici, pentru adulți, mă zice așa, zice Laura, zic, stau mă mai la un documentar, la o chestie, la nu știu ce, știi? Mai citești o carte despre unde stau. Laura zice, că eu cred că iubirea este soluția la tot și din cauza asta mie îmi place să citesc cărți despre iubire. Credeam că zice că îi place să se iubească. Îi place să se iubească. Pe ea? Dar cu cine îi place, mă, lasă-mă cu ăsta mie. Nu prea, e ok. Pe locuri, fiți gata, start! Car. Tortoise. Este o persoană. E o persoană, e un cap? Nu, este un animal. Giraffe. Dinosaur. Zebra. Dar zici și tu, da, nu. Lasă-mă, că n-are voie să zic, n-are voie să zic. Ce? Oaie? Aaa, dar nu seamănă, el ce-a făcut un câine. Păi iar ce ce-a făcut voi. Păi da, dar mă zici măcar n-am ghicit. Asta e oaie, da. Asta e oaie. Stai, lasă-mă să... Dar lasă, oricum trebuie să fie unul de la noi. Hai, du-te și vezi, Lucas. Stai că mai trage. Cum o să mai tragi? Câte mai tragi? Deci vreau să vă spun. De recto versul nu-i mai nimic. Auzi, mă, de... Ochii, capul, e un om sau e un animal? Un animal, e oaie? Ce mă, oaie sau ce este? Cățel. Ce-i cățel, pisică? Au pușculiță. Da, piggy bank. Cheamă, piggy bank. Cum se cheamă? Piggy bank. Piggy bank. Povestea cu Marcel cu motelul este că, după cum știți, soțul meu se numește Marcel Marian. La fel ca și? La fel ca și un blogger cunoscut despre blogger. Care eu nu știu. Blogger. Ah, blogger, nu blogger? Nu, blogger. What's the difference? Păi unul e cu video și unul e înscris. Ah, habar n-aveam. Bun. Mersi. Și am închiriat la... Marcel, nu se aude. Marcel, lasă-mă apa. Mai spun la vas, am închiriat o cameră la un motel în Piatra Neamț, pe numele soțului meu, Marcel Marian. Și când am ajuns să luăm cheile la recepție, doamna era foarte emoționată. Era roșie în obraj. Da, pentru că a crezut că acel... Faimos. A venit D, Marcel. Exact. Păi și chiar venise, nu? Venise, dar nu era același. Nu era D. Nu. Era fără D. Era doar Marcel. Le Marcel Maria. Și s-a lămurit că nu e... Și dacă vine D, Marcel Marian, în vizită la voi, ce ziceți? La noi, acasă? Da. Ar fi foarte interesant. Hai să-l invităm. Hai. Bravo. Te așteptăm la noi, la grosar. Bravo. Foarte bine. Cu mare plăcere. All angels high, if you are there, help me find the Christmas spirit again. The Christmas spirit again.
Bună ziua și bine ați venit și revenit pe canalul nostru în ziua de Crăciun, la deschiderea sacului cu cadouri. Hai să vedem. Un cadou. Este pentru Aki. Aki! Uite ce are aici. Uite ce are aici. Te spune și sașii. Sim. Bravo, Aki. Mac, mac. Gofeci. Bravo, Aki. Hai să vedem mai departe. Asta este pentru tati. Hai. Ia să vedem ce este înăuntru. Trebuie să vorbiți mai tare ca să rămână să registrat. Să vedem ce este înăuntru. Punga e foarte frumoasă. Punga e foarte frumoasă și aici... Ce avem? Aici este o prăjitură. Nu e prăjitură. E o prăjitură spuma mării. Ce, dear me by bomb. E o bombă. Da, e o bombă. O bombă de baie. Că ia uite acolo cum, baie. Cum arăți tu când te bagi în spuma din da. Baie. Mersi, arată foarte frumos. Hai să vedem mai departe. Trebuie să-i mulțumești moșului că s-a gândit. Moșului, da, s-a gândit la noi. Tot pentru. Tati! Ia să vedem ce a adus, ce a adus moșul. Ia să vedem aici ce a mai adus moșul. Mi-a adus moșul o mașină, un camion. Un camion tip Ford 1920. Și are ceva înăuntru. Să-i despă. Vezi ce care camionul. Se va așteaptă, se va. Se va, să vedem ce care camionul. Să-ți vină rândul. Are sfoare, uite aici, vezi că era marfă camionul și să vedem ce are înăuntru. Ia să vedem. Are un fix, ca un bullet. Făcut aici, arată ca un bullet. Și aici, dacă tragem așa în jos, uite, se face ca pixul, vezi, se armează ca o pușcă. Și are luneta aici, vezi cum are ca un revolver. Da. Și aici se face ca la... Nu trebuie să-i arăți moșului. Nu trebuie să-i arăți moșul. Că moșul știe. Era lui Seba, că el nu știe. Uite Seba aici, să vezi ce frumos arată. Foarte frumos. Da, foarte frumos. E greu, și mașina e foarte frumoasă. Da, de 7.62 cu 39. Exact. Hai, Isa, mai departe. Mai este o jucărie pentru Ahi, dar acum lăsăm să se joacă. Să se liniștească cu aia, da, foarte bine, mulțumim. Și... E o sacoșă cadou, ia vezi. Asta este pentru mami de la moșu. Wow, ia să vedem ce este aici, trebuie să mă ajuți tu. Wow, ce e aici? Aaa, ce frumos! Dar uite, mască de picioare. Ia uite, nu știu că ești în picioare mască. Uite. Da, am văzut, am văzut. Foarte frumos. Și aici, ia să vedem. M-a ajuns tu, Isa? Da. Ce e asta? Este dual-headed... Să-ți faci masaj pe... mersi frumos, moșule! Și la rece și e... Foarte frumos! Să faci și asta. Ce mai este acolo? E un creion. By Gaga. Wow, mersi moșule. Preferata ta. Roz? Da. Creion? Să-mi dau la buze sau la ochi? La ochi. Wow, nu mi-am dat niciodată cu creioane așa colorate, doar... Vreau să încerc ceva diferit. Wow, să mă vedeți acum machiată și aranjată foarte cum trebuie. Frumos. Mersi moșule, mersi. Mersi. Și acum cred că asta e pentru Seba. Da, ia să vedem ce a adus moșul. Hai stai pe canapea acolo ca să poți să deschizi frumos. Ia să vedem. Carte. Things my son needs to know about the world. Ai văzut?
foarte frumos. Dar ce-i dai lui Isa? Ca să ține, ca să poți să desfac celelalte. Ok, pune-le lângă, așa, foarte frumos. Niște pantaloni. De la Lulu. Foarte frumos, de sport. Îți plac? Da. Bravo. Din asta de... Borsetă. Borsetă. Îți place? Bravo, mai departe. Hai. Un tablou cu un ou prăjit. Wow, îți place, Seba? Aștiu moșul că ți-l stai să mănânci ou prăjit de dimineață. Să-ți pui pe birou, să ți-l pui, să te inspire când nu ai chef să-ți faci, da. Te uiți la el și înghiți în sec. Da, și să ți-l pui în bucătăria ta când o să ai bucătăria ta. E da, frumos? Da, e un colaj de o artistă din Point Claire. E foarte frumos. Pus mai multe chestii una pe alta, nu? Mm-hmm. Trebuie să scoți, ia vezi ce ai acolo. Ceva mai mic, să vedem ce este. Făcut un pic. Exact. Este tot un bullet. Da, e un pic diferit. Asta e cazul. Foarte frumos, toată... Îți place? Al tău e colorat. Diferită, da. Dar știam că vă plac, adică moșul știa că vă plac la amândoi pistoalele și puștile. Da, foarte frumos. Hai, mai departe. Mai departe, Isa. Next. Verifică, dar nu cred că mai este nimic în pungă. Next. Astea sunt pentru domnul Aki, care se luptă aici cu rața. Ce face Aki? Ce face Aki? Aki se luptă cu rața. Tușca. Asta e tot a mea. Da. Mersi. O, nu pleca, Seba, că mai este ceva, mai este un cadou colectiv. Asta e pentru tine? Da. Hai să desfaci. Păi desfă tu. Desfă tu ca să vadă. Să vadă moșul, nu? Este o geantă pentru proiecte. Ia să vedem. De la o designeră din Argentina. Foarte frumoasă e. E așa sparkly. Mm-hmm. Și cu motiv pe ea. Mai departe, Hohi o cheamă. De la care avem și asta. Ta-da! E pentru cine? Pentru tine. Da. Ta-da! 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 Trebuie să te probezi. Lumea de pe YouTube a văzut-o și așteaptă să o probezi. O să o probez. Și doamnele de la magazin, când au văzut că am cumpărat, au zis, s-a vândut rochia! Și au venit toate acolo să vadă că a cumpărat cineva rochia asta și zic că o să vă arăt poze. Zice, da, să vii să ne arăți poze. Și am zis că chiar dacă nu o poartă nimeni, o punem pe umeraș și ne uităm la ea și o admirăm. Mersi. O știai? O bănuiai? Poate. Păi da sau nu? Nu știu. Te-ai gândit că ți-am luat-o pe aia? Sincer. Și uite-te și punga de cadou, cum este, sunt din alea patroane de Rocky. Moșu. Aia este a mea, e o bluză, poți să o desfaci, vă arăți. Mm.
brodată. De unde e? De la Johnny Was. Foarte frumos. Next. Hai. Oh. O geantă. Kate Spade. Pentru cine? Pentru tine. Pentru mine? Mersi. Foarte frumoasă. Mm-hmm. Îmi place. Mersi. Pe-i moșu. Pe-i moșu. Astea sunt pentru mine. Presupun. Nu? Costum de baie pentru viitorul Salvamar. Foarte frumos. Și o rochie de tenis pentru viitoarea Simona Halep. Da. Didil Pero. Pentru la bară, da. Exact. Hai. Mersi, moșu. Mai este ceva? Nu știu. În sac nu mai este, dar e în sacul de dedesubt. Așa e. Ia să vedem acum dacă vă place cadoul colectiv. Deschide-l tu. Ia să vedem cadoul colectiv. Cadoul colectiv. Este... Celălalt, deschide-l. Da, ia să vedem ce este celălalt. Este o dronă. Cadoul colectiv este DJI Mini 3 Pro. Asta este. Recomandată de prietenul lui Gelu. Și asta este ceva adițional, extra, niște baterii în plus și husă, care vine separat. Ce zici? Te așteptai de cadoul ăsta? Nu ne așteptam la cadoul ăsta. Și aici și mi se pare cartă. Da, da, moșu s-a gândit să ia, că îi trebuie card special. Îi trebuie card, deci aveți și cardul de la, pentru dronă. Ca să poată să zboare, dacă nu poate să zboare. Să poată să înregistreze ce zboară. Da. Da, asta au fost. Sunteți mulțumiți? S-au gândit frumos moșii? Da, da, s-au gândit foarte frumos. Bravo. Aki, tu ești mulțumit, Aki, de cadou? Ce a adus la băiat? Ce a adus la băiat, la moș? Băiatul. Ce e acolo? Ce e acolo? Te se linde deja pe bot. Știe osul ăla mare. Bravo, Aki! Trebuie să-l miroasă mai întâi, să vadă de unde să-l ia. Bravo, Aki! Da, să-l ușor, că o să-l ia el. Unde să-l țin? Și moșul a uitat pe masa din sufragerie niște cărți, a uitat să le bage în sacul, era prea plin și n-a mai apucat niște cărți. Rich Dad, Poor Dad. Da. Cărți de educație financiară. Da, și spune aici că what the rich teach their kids about money that the poor and middle class do not. Da, deci Costin este din rich și vrea să o învețe pe Isa. Da. Așa. Asta e tot așa un how to win friends and influence people. Del Carnegie. Da. Și ce este altul care tot așa este... Master the Art of Business Strategy. Foarte frumos. O să devenim strategii în ale business-ului și o să ne știm să ne investim sau să știe să-și investească averile. Da, și asta e Patrick Bet David. N-am auzit de asta. Sunt cărți luate de moșul care se ocupă de business. Bravo, foarte frumos. Mulțumim moșului cu bani. Da. Deci aici este Robert Kiyosaki, care a făcut cartea specific pentru cum a fost învățat el când era mic de Rich Dad, care era cineva, care era un prieten, era un tatăl al unui prieten. Am și înțeles. Poor Dad este tatălui biologic, pe când ăsta nu știu așa de mult despre cum a fost scrisă cartea, How to Win Friends and Influence People. Și Your Next Five Moves de Patrick B. David, care are un canal
YouTube. Ia uitați, ia căutați. Are și o companie de asigurări în Statele Unite. Am înțeles. Da. Interesant. Mulțumim frumos, moșule. Plăcere. Pentru că ați vrut să vedeți cum îi vine rochia Isei, ia uitați, și are și buzunare. Ia întoarce-te, fă un tur. Foarte frumos, perfect îți vine, e ca turnată. Detaliile vi le-am arătat, dar este o rochie de artă, e o operă de artă. Nu știu când o să o porți și unde o să o porți, dar poate că o să ai vreo ocazie așa specială. Nu? Da, scuze că s-a urcat aici pe care l-am făcut. Da, o să-l dăm jos. Foarte frumoasă. Să o porți cu plăcere. Mersi, moșul. Perfect. Și știi că am admirat-o și cu tati când am mai fost în magazinul ăla, ne-am tot uitat la ea. E adevărat că la 200, poate că având în vedere utilitatea ei, dar așa când am văzut-o că era redusă, am zis, nu se poate asta, trebuie să o poarte Isa. Bravo, mă bucur! Bancă. Să facem și un mic unboxing, să vedeți ce ne-a adus Moș Crăciun la toată familia și ceva de care poate că veți beneficia și voi, că veți vedea imagini din aer pe unde vom merge, nu? Costin o să ne deschidă. Avem ceva recomandat de prietenul lui Gelu când a venit la noi înainte de Crăciun, pe luni. Și ați văzut deja imagini filmate cu drona lui. Un DJI Mini 3 Pro, nu? Da, exact. Și atunci uitați-vă ce... ce avem în cutie. Ce avem în cutie. Deci are drona. Drona ca atare. Drona ca atare. Deci o scot să vedem. Veți aici drona. Care okay. Este tot împachetată. Are și... patru aripi, de da. Câte două, deci opt aripi în total. Aici. După aia scot etajul. Etajul, să văd cum scot etajul, că așa. E ușor de scos. Acolo avem... Asta pare să fie telecomanda exact, pentru drona. Aici telecomanda. RC. Am avut opțiunea că era unele care puteai să le iei fără. Te tot trebuie să iei o telecomandă da. Și până la urmă... Exact. Și modelul ăsta are, telecomanda are un ecran incorporat. Modelele mai vechi puteai să-ți conectezi eventual telefonul și ca să vezi imaginea. Deci aici este... Telecomanda. Și aici sunt cele două controle care să le punem aici, să le conectăm probabil. Ne-am mai uitat târziu. La un video înainte să desfacem exact. Cutia. Aici înăuntru să vedem ce este înăuntru. Bateria să, probabil sau bateria înăuntru. Trebuie să ne uităm pe QR code să vedem ce sunt... Înțelegi? De fapt, bateria aici este aici, cablurile. Pardon, da. În dronă. E în dronă bateria, aici da. Este bateria și aici asta se scoate, este gimbalul protecția. Este protecția pentru gimbal, este făcută înăuntru. Și acolo sunt manualele. Aici. Și hai să deschizi pe lângă drona cu telecomandă. Da. Aki se joacă cu cadoul lui de la moșul nostru. Am mai cumpărat un kit extra. Recomandat tot așa de prietenul lui Gelu.
de la Take a Hike pentru niște baterii extra și niște aripi în plus, chargerul pentru baterii. De transport, exact. Că așa el vine cu nimic, uitați-vă cu ce vine, deci aici îl desfac de aici. Pe, deci are un loc unde trebuie aici să aici, desfac. Aici, cutter-ul, dacă se merge. Imediat, okay. Așa. Mă uit la asta. Și să încercăm să băgăm toate înăuntru, să sperăm. Exact, o să ne uităm să vedem cum arată. Așa este husa și pe el tot e băgat înăuntru. De fapt nu e husa, e o geantă chiar. E o geantă chiar, să care umeri. Să car totul e compact băgat înăuntru ca să nu stai cu aparatul să-l... Aici ce are sunt deja înăuntru. Are încărcătorul. Chargerul, da. Și cu două baterii. Și are probabil două baterii care le are înăuntru. Aici mai și a are... treia are loc de încărcat pentru trei baterii. A treia fiind, vine deja cu, cum se cheamă, cu drona inițială. Aici are un manual. Îți arată manual, cum să folosești. Mai încarci. Multe și cablu și mai multe informații. Și mai avem niște elice în plus. Erau. Da, să vedem unde erau. Sunt. Erau aici, că l-am văzut. Trebuie să vedem unde sunt. S-au băgat în aia sau sunt băgat în... Trebuie să ne uităm să vedem acum. Că nu spuse aici cumva. Nu sunt aici. Uităm înăuntru un pachet să ne uităm cumva ar fi acolo. Da. Stai moment să desfacem. Să vedem unde l-au ascuns cei de la DJI. Totul este încă parcă compact. Le-am văzut când ai deschis capacul. Ei, dar nu știu unde sunt. Ei, voi spun să amic o fi undeva. Sau poate era hârtia asta și mi s-a părut că sunt elicele. Aici sunt, uitați-vă, sunt cele două încărcătoare. Și cu chargerul. Și cu chargerul. Elicele, tot trebuie să vedem unde sunt. Dacă sunt undeva, uităm aici, desfac celălalt buzunar. Mai e un buzunar aici în spate. Sunt să nu fie cumva să fie aici în celălalt buzunar. Ar să fie și un cablu. Da, vedem ce sunt. Ne uităm și vedem ce are, ce nu are și... funcție de asta, le scriem. Uite aici și... să vede că este ceva. Aici, aici sunt. Aici, nu că aici sunt. Are un buzunar cu... sub capac. Mai are încă un buzunar și nici n-am văzut de el și atunci ne uităm să vedem. Da, uitați-vă, aici sunt elice și două, cablu. Două seturi de elice. Da, aici sunt încă două seturi A, B și spune okay, exact ok, deci poți să le locuiești pe toate. A, B, deci ai toate astea care sunt și extra. Trebuie să fie cablu. Și cablul de încărcat, care l-am scos și vine de aici, okay. Uitați-vă, deci de încărcat, totul este super, băgat deci e totul aici, acolo. Totul este aici, are și acum trebuie să vezi cum încapă, cum încapă drona și cu remote-ul. Exact, o să pare că el punea, remote-ul punea așa pe deasupra, din ce am văzut eu. Da, și drona o punea aici, aici în picioare, nu, acolo vine... vine chestia asta, sau într-una vine chestia vine și într-una așa, vine așa, dar da. Trebuie să păstrăm pungile, că de calitate da, sunt bune, și, vedem și într-una vine remote-ul sau deasupra. Am înțeles. Este totul foarte tight, dar exact cât ai nevoie, da, să nu deci îți ocupe mai mult spațiu. Uitați-vă cum arată geanta, pare bine făcută, material care este pare impermeabil. Și impermeabil, da. Mare aici un buzunar o în spate. O să-ți iei aici cablurile și cu astea, exact. Elicele extra. O să vedem și ce... am mai luat un card, memory card. Exact, memory, că fără el nu degeaba... vine, el nu vine cu card și deci da. Poate, mă rog, poți să-l iar noi am găsit opțiunea, pe, le-am comandat pe Amazon și pot fi plătite în, în rate. Cum se cheamă? Drona și cu remote control, cu telecomanda, le plătim într-un an de zile și... kitul separat în jumătate de an. Ceea ce devine să fie totul mult mai convenabil și fără să plătești dobândă sau ceva în plus. Deci este exact prețul lor împărțit la 12 luni sau la 6 luni. Da. Deci asta a fost, cum se cheamă, unboxing-ul la drona DJI Mini 3 Pro. Da, noi nu suntem, mă rog, că nu suntem specialiști, nu sunt, probabil că sunt, trebuie să luăm fiecare detaliu, să vă explicăm mai multe informații. E prima dronă care o cumpărăm și... o să vedem cum da, o să fie. O să vedem exact când o să testăm, o să vă spunem mai multe informații. Deci, încă o dată, Moș Crăciun ne-a dus la toată familia și voi implicit. Că veți beneficia de aceste imagini frumoase. O dronă DJI Mini 3 Pro
și cu un kit extra cu baterii suplimentare și elice, elice se cheamă? Da, elice suplimentare, da. Aripi suplimentare, da. Și cu un, o geantă. Și acum să ne permită vremea, momentan încă... Când bate vântul tare, exact. Și am zis că să nu ne... Nu ne aventurăm, exact. Chiar din prima să rămânem fără ea. Exact. Și atunci sau să ne-o trântească vântul. O să mai așteptăm exact până se liniștește vântul și să ieșim să facem un test. Și până atunci Cosin a găsit câteva videouri la care ne-am uitat. Da. Și... Exact. Ne familiarizăm cu ea, da, și cu toate feature-urile, caracteristicile. Da, are foarte multe funcții care ne-am uitat și o să facem niște update-uri, o să încărcăm bateria și o să așteptăm o vreme prielnică ca să vă arătăm primul test făcut cu drona. Da, dar dacă nu ați văzut deja, gelul a fost la noi de la Take a Hike, a fost la noi... lunea trecută și prietenul lui este un împătimit de drone, am înțeles că are 9 și ne-a recomandat ce model să cumpărăm. Aki? Aki vrea și el drone, uitați-vă. Exact. Da, da, Aki. Și da, și atunci i-am ascultat sfatul și moșul a auzit. Da. Și, și o să... Vă spune mai multe când după ce o testăm. Exact. Dar dacă mergeți pe unul din vlogmăsurile trecute, cam de 5-6 zile, o să vedeți acolo câteva imagini pe care ni le-a filmat de deasupra casei și din zonă de aici a prietenului Gelu de la Take a Hike, Ia Papucii, Canada. Am mai desfăcut una din cutiuțele care era cu drona și am văzut că și acolo deja aveam un cablu și elice extra. Da, uitați-vă cu ce vine aici. Vine cu un manual, Quick Start Guide, și aici are un alt, informații. Da. Are un cablu, un alt cablu de încărcare aici. USB-C și știu ce, nu, două USB-C, USB-C are. Și aici mai are încă două elice și aici are un șurbență, probabil ca să schimbe elicele. Adică exact. Asta pe ce am văzut, cam asta este. Da. Deci oricum avem suficiente elice dacă ai nevoie. Exact, sunt suficiente elice. Dar a meritat și kitul ăsta extra. Ca să ți, în primul rând, geanta și bateriile extra. Exact, care să poți să le păstrezi înăuntru, ca să le poți să le... Și chargerul, vezi că el nu aveai charger separat. Bine, puteai să-ți bagi direct cablu și în laptop și sau calculator și să încarci așa, da. Dar având chargerul poți să încarci doar chargerul direct la, fie la priză, nu? Dacă e un adaptor de USB. Da, avem așa ceva acasă. Exact. Sau oricum poți să încarci mai multe. Exact. Și aici vedeți pentru micro SD și aici are, nu știu dacă o să băgăm și în dronă, nu știu exact unde vine pentru moment cardul, dar probabil că aici e făcut pentru card. Da, și nu văzut, în dronă? Da, pentru că avea și în dronă, are și aici. Da, o să vedem exact, da, cum pentru se că dacă ai ecranul aici, poate să-ți salveze imaginile direct de pe ecran. Sau mă rog, nu știu, da, cum funcționează. O să trească să ne mai... Documentăm. Documentăm, da. Data viitoare vă spunem la revedere. Ciao.